Din februarie, de când a fost eliminat timbrul de mediu, solicitările de înmatriculare a mașinilor second-hand au crescut exponențial. Nu e de mirare că actualmente cei care vor să obțină OK-ul pentru mașina lor de la reare au de așteptat până la sfârșitul anului. Programările în județul Maramureș, la fel ca și în 80% din restul județelor, este în luna decembrie. Deci, noi am făcut toate eforturile pentru a reduce programările și le facem în continuare lucrând sâmbăta, lucrând ore suplimentare, suplimentând contorii, adică numărul de mașini lunar. De exemplu, în această lună, reprezentanța Reare Maramureș și-a suplimentat numărul mașinilor ce trebuie verificate cu 330. Numărul mare de solicitări lunare este datorat faptului că, în absența taxei de mediu, oamenii preferă să-și achiziționeze mai degrabă mai multe mașini ieftine decât una bună, nepoluantă. Lumea își cumpără mașini foarte ieftine de afară și, neținând cont de gradul de poluare sau de alte condiții de impozitare mai mare în funcție de gradul de poluare sau alte condiții, la nivel național, omul își aduce o mașină foarte ieftină și, probabil, în loc de o mașină bună, își aduce două mai ieftine. Vasile Măgurean mai spune că procentul mașinilor second-hand care au trecut pe la Reare Maramureș a crescut cu 50-60% față de anul trecut. Programările la Registrul Auto Român se fac online și pe telefonul de call center 021 9672.